Mesaj important. Aveți 15 secunde să mergeți oriunde vă doriți în casa fetelor sau băieților. Unde acum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Timpul a expirat! Din acest moment, ușile s-au închis și vor rămâne așa până dimineață. O noapte plăcută tuturor! Faide, poate nu mă găseam cu tine. Dar nu vreau să dormim împreună. Nu dormim. Dormim în cameră, tu dormi într-un pat, eu într-un pat. Bine? Dormi în patul lui Sebaidin și tu dormi în patul meu. Băi, dar de ce nu ne-a dus capul să stăm și noi acolo? Da, ce fain era, da, hai tu. Nu a dus capul. Bine că stau cu tine. Da, nu? Și cu George. Bă, săracu, dar cum să fii nimic de mă? Bă, cum te-ai nimerit, mă, tu, mă, George? Cum nu te-ai nimerit, tu, mă? Ce ai văzut că suntem doar noi doi? Dar nu vine să cred. Te căutați în casa noastră. Dar ce se întâmplă aici? În loc să fii încântată că am ajuns în casă, tu spui că nu vine să cred. Eu am crezut că e procedura de alarmă. Păi și ce facem? Rămânem până dimineață? Adică voi rămâneți aici? Nu doar cu mine în pat. Dar cu cine? Pe canapă, uite acolo. Ce ai făcut? Viorele! Ce ai făcut? Ce faci? Ce făcut? Ești rupt în piciorul. S-a lovit. Ai alergat după femei? Ce ai mătut ce l-a zburat? Vezi ce se întâmplă când alergi după femei? Din pat am zburat, cred că 5 scăși, că am căzut o dată pe scările alea în picioarele goale. Am zis că acolo mi-am văzut. A venit ok, a luat-o pe Deni în brațe și după care... Păi dar vă ajungeam că eu știu ce se mai dădea pe aici, că am zburat din pat, stăteam cu prosoapele, cu lumina stinsă, zic, va. Vezi, Viorele, ce se întâmplă? Ce? Când umbli după femei? Îți blestemele tale din astea. Aia e. Deci unii dorm la urmă aici? Cu noastră. Cum să dormăm în patul ăla? Nu că pe amândoi, dacă mai vine și miții. Și unde vrei să aici? Nu dorm cu mine. Eu pat la mine, eu zic. Cum să dorm cu tine? De ce n-aveți voi? Auzi, dar nu vreau, nu că n-am voi. Zi dacă face patul ăla. Ce nu? Nu mai zic ce, dormi și pe scări încă de azi. Pe scări? Hai că vede. Păi merge să dormi pe scări. De ce cred că nu? Dormi în living, dacă te lasă să dormi cu mine. Pe stai, că nu se știe. Și mâine o să ne întrebe doamna Simona și Gabriela și Valentina. Să te faci? Și tu ce o să zici? Că mă întorc. Mor, l-am spart. Ce înseamnă asta? Eu sunt bun. E ciobulea de noroc, nu? Că pisici e așa. Gabriela și Valentin, oficial, sunteți un cuplu. Sau nu? Ce să zici? Ce o să vezi acolo. Da? Da. Am emoții. De ce? Așa că nu știu și care o să fie răspunsul tău. Dar tău știi care e? Care? Păi nu știu, întreb. Da, normal. Și eu știu care e, mă. Și tu spui prima, spui mă spun eu. Ioi, Doamne, nu vine să cred. Tu spui prima? Vreau să ne declarăm un cuplu? Nu trebuie. Tot la întrebarea mă gândesc. Nu ai de ce. Dar știi că primul sărut nu cred că ne-l-a văzut nimeni. Te-ai gândit la asta? Da. Da? Ești mechirea cu ăsta, hai. Eu nu. Pentru mine nu ești mechirea. Ba da. Oricum mă gândeam că mâine o să se întâmple. De ce? Pe mâine adică azi, nu? Azi. De ce te gândeai? Că așa voiam. Dar tu te știi să se întâmple azi. Crezi? Da. De-aia s-a întâmplat.
Da, dar te așteptai, de pe zi, gen. De ce crezi asta? Așa am simțit. Te așteptai, nu? Te-am simțit oricum agitat de pe... Din pauza aia de la... Din pauza mare. Nu sunt agitat niciodată. Ba nu, te-am simțit că era ceva. Nu știai cum să faci, să-mi zici ceva, să... Nu, probabil era vorba că nu știam cum să fac cu chestia asta. Păi da. Să ți-o arăt. Da. Chiar mă bucuram de chestia asta. Păi și eu m-am bucurat. Oricum eu știam că să fie vita mea în momentul în care mi-am dorit chestia asta. Și de când ți-ai dorit tu chestia asta? În momentul în care mi-am dorit chestia asta, știam că se întâmplă, pentru că nu are cum să nu se întâmple ce îmi doresc. Serios. Și de când ți-ai dorit? Nu știu să spun. Cum să nu știi? Nu știu să spun momentul în care am văzut chestia asta, să zic, dar... Nu mă, că trebuie să te cunosc în continuare, să văd cine ești tu. Corect. Deci nu ne declară un cuplu. Nu? Păi dacă vrei să mă cunoști în continuare... Păi eu cum te cunoști? Dacă vei fi soția mea, tu te cunosc. O viață întreagă să mă cunoști. Nu? Și astfel, noaptea petrecută împreună le dădea ocazia celor doi să se cunoască mai bine. Dar Moșene bătea la ușă pentru ora somnului. Ce vrea asta așa? Știți să ne împărți, ne uităm un film. Da, dar doar că acum trebuie să duci în patul celălalt ca să dormim. Mă duc, uite acum mă duc, chiar o să mă duc. Ai vrut să dorm cu mine? Nu știu. Cum vrei tu? Nu! Haide că mă duc să dorm. Bine, eu o să dorm aici, pe pernuța asta. Mamă, ce dimineață frumoasă o să am când o să mă trăiesc așa lângă tine. Nu o să te duci de jungă, mie o să te duci. Oh, bă, bă, dar dacă sunt acolo, unde sunt? Lângă mamaie? Nu sunt lângă tine? Ba da, la 2 metri distanță. Pe 2 metri, e mult mai aproape decât era înainte, nu? Mhm, da, așa se vede. Stau ușa. Da, cum s-au stins luminile și cum au alergat ei, domnule, așa ca într-un film, unul în brațele celuilalt și s-au sărutat. Acestea fiind spuse, știți că eu vin cu aici, cu am o întrebare scrisă pe hârtie. Gabriela, Valentin, vă declarați un cuplu în casa Mireasa? Da, normal. Aplauze! Da. O să fii genul care o să dai emoții și mirelui și atunci în fața ofițerului, știi, când întreabă și mai e câte unul așa care ține suspansul. Al treilea cuplu așadar în casa Mireasa, mă, dar nu stăm rău, ia cât avem, avem o lună, avem o lună de când a început emisiunea, o lună și 4 zile. Da. Și 3 cupluri. Mireasa săptămânii cu Mirele săptămânii, așa s-a nimerit, formează un cuplu de azi noapte în casa Mireasa. Și cum s-a nimerit? Că ați avut și o casă pentru voi, practic. Ca fix. Da, am fost norocoși. Că George, având în vedere că a dormit de cum s-a dat... Nu seama, eram cumva aproape adormit. Am venit aici, toată lumea, alerga stânga, dreapta. Deci, fii, tu ai venit în casa fetelor? Da, până la fața fetelor. Când am văzut că se închid geamurile și numărătoarea mi-a zis, era 3, 2, 1, azi, bă, ce fac? Eu amendă până la spate. Am zis, nu cumva să luăm amendă sau mă gândesc. Dar tu n-ai auzit ce a spus voi său, vă rog, a spus, aveți 15 secunde la dispoziție să vă alegeți casa. Păi tocmai. Și când era la 3, 2, 1, s-o terminat la 15 secunde. Și am zis că să mă reîntorc înapoi în casă. Și te-ai culcat ce era să faci. Ce puteam să fac altceva? Da. Ok. Ați premeditat momentul pentru că a mai fost așa un mic așa sărut, să zic așa, în vârful buzelor acolo. Nu, așa am simțit. Așa ați simțit atunci sau așa ați simțit azi noapte? Cum a fost azi noapte? Povestiți-mi un pic. În ambele situații am simțit să facem lucrul ăsta și l-am făcut.
Păi nu știu, mi-a apucat panică așa, că nu știam ce se întâmplă. Eu eram în dus, pe exemplu, dacă nu ți pase bani, după mine acolo să te-am. Noi credeam că avem doar 15 secunde la dispoziție să ne vedem și... A, și gata, da, după aceea. Păi și cabrea, să fugă înapoi în casa fetelor și gata, a trecut timpul. Și zic, stai, rămâneam cu joc de toată noastră. Și dai seama, era și sărutul și apoi se închidea ușa. Da, așa că și era, așa. Zice, unde pleci? Stai aici. Da, deci vezi ce înseamnă să-i pui un cronometru unei femei, că se întâmplă și un sărut. Bun, asta s-a întâmplat azi noapte și acum care e ziua voastră, ca să știu? 21. Da, ieri, da. Dar de ce ieri? Că a fost cumva... A trecut după... Sărutul a fost după, după 12 noaptea. Primul sărut a fost în data de 21, la... Ăla de la stâlp. 21.30. Ăla de la stâlp, am înțeles. Dar ăla pe bune a fost azi noapte, da. Bine, vedeți voi, vă hotărâți voi care. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem cum a fost...